Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău țara străbate. Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău țara străbate. Ai fost mereu și vei rămâne oraș al celor șapte coline. Ai fost mereu și vei rămâne oraș al celor șapte coline. Noi, stătul de săr polivalente, noi, stătul, crede-mă, de baze de genul ăsta de care spui tu, deci e un stătul de investițiile care nu s-au făcut, de fapt, știi drept. Care ar trebui, cum ai spus, care ține practic de o conducere a orașului, dacă să ai pe niște gândești. Da. N-ar trebui să depindă de federație, exact ceea ce spuneai și tu mai devreme. Deci nu vine nimic, nu știu de ce. Și nu e vorba doar de Iași. La Iași, parcă suntem celebru. Din punctul meu de vedere, și Iași stadionul de rugby, care spui de foarte mult timp promis de ce, pentru că eu sunt drăgostit și de rugby și cam de tot sportul ieșean. Și de acolo și de ei îmi pare rău chiar. Că nu au stadionul ăla lor și băieții joacă acolo și pe buni și pe rele joacă acolo, ei își duc acolo activitatea. Nu mai spun că au și un, și tot timpul am să-l laud, au și un om care se ocupă de terenul ăla acolo, meseriaș omul, Iftodii, deci el se ocupă foarte buleaș, că mai pe românești, prietenul nostru, și el se ocupă foarte bine de gazonul respectiv, care de multe ori a arătat mai bine decât să-i din copou, care e schimbat și reschimbat, dar terenul ăla de la Tepro, de acolo, nici băieții își desfășoară activitatea și meciurile de rugby și chiar și fetele, arată mult mai bine. Și pe ploi torențiale și pe ninsoare, terenul arată mai bine. Păi n-ar trebui să-l chem, păi dacă omul ăla se ocupă acolo. Deci să-mi pun două întrebări. Băi, vină un coace, ajută-ne și pe noi să menținem și noi gazonul ăsta din copou. Hai să-l menținem. Cum vorbești tu cu iarba? Spune-ne și nouă ca să învățăm de la tine. Că nici el nu-i vreun priceput, dar până la urmă, omul știi foarte bine că e antrenor de rugby, dacă stau bine și mă gândesc omul, dar el se preocupă și de terenul de acolo. De asta spun că oamenii trebuie să ai oameni pregătiți de așa ceva, care se ocupe de ceva. Da, nu, uite, să-ți dau dreptate 100%. Toată viața mea m-am bazat pe principiul cu omul sfințește locul. Băi, eu cred că și cu un leu pot face un lucru decent, dar cred că și cu 100 de lei pot să faci o mizerie. Deci eu zic că omul sfințește locul, chiar cred în... Și adică omul care pune și puțin suflet. Bă, pune-mă puțin suflet în ceea ce faci. Pune-mă puțin suflet, nu știu. Nu uitam acum la ultimul scandal, iar mă mut puțin pe al palier legat de Bojdeu, că un prieten bun mi-a reproșat că am postat... am făcut ceva, o glumiță, o ironie, nu știu, m-am scris creangă, sparezidem sau ceva de genul. Dar nu ești singur. Și mi-a zis așa, tu ai văzut proiectul? Tu știi despre ce e vorba acolo? Și eu i-am zis, bă, să știi că s-aș dreptate. Nu am văzut proiectul, nu am văzut casa, am văzut doar fotografii din mai multe unghiuri, deci am o idee despre cum arată. Nu știu ce bani au fost băgați, dar bănuiesc că fiind, habar n-am dacă au fost banii corecți, nu știu cât costă o mână de mortar, chiar nu știu, habar n-am ce bani au fost băgați, dar bănuiesc că fiind un proiect urban, chiar nu cred că ar face nici, chiar nu cred, nu știu, chiar nu știu lucrul ăsta. Nu sunt un geograf, scuze-mi dat peste microfon, nu sunt un geograf, bă, dar știu un lucru. Bă, văd o fotografie și chiar dacă nu sunt fizic, am văzut-o și din partea Consiliului Județean, și văd în dex ce înseamnă Bojdeucă. Casă sărăcăcioasă, bordei, colibă. Bă, nu, aia n-are cum, ăla nu-i bordei, colibă. Deci ăla nu-i colibă, nu-i bordei. A, scrii și tu, casa memorială Ion Creangă? Da, ok, frate, bravo, frate. Dacă ăla e bordei sau colibă, asta e argumentul. Bă, ăla nu-i bordei, ăla nu-i colibă. Înseamnă că înseamnă schimbăm eu știu, practic, dex-ul, hai schimbăm dex-ul. În loc de Bojdeucă, prima casă memorială, nu? Bojdeucă al lui... Prima casă memorială, Bojdeucă al lui Creangă. Păi dacă e Bojdeucă, eu am zis tot timpul, acum în ultimul timp am zis, bă, nu se găseau niște meșteri populari de ăștia, cum se mai cheamă, care lucrează în lemn și cum s-au lucrat cândva și mai au cunoștință, s-a dus tot la nivelul ăla
Și chiar și aduci și un peisagist de ăsta care să se ocupe, băi, să mă uit după niște imagini, ce avea în jur Bojdeu ca asta aici așa? Băi, nu poți să-i mai leși nici de răpânăturile alea care erau acolo. Băi, de la duc la un stadiu care, se, vorba ta, se deie un aer de Bojdeu, că nu de da, un... Asta zic, sau schimbam Dexul. Schimbam Dexul și atunci spunem că Bojdeu că e o cafă, nu știu, cu țigle... Era să dau numele de un film. Bun, de altfel chiar apreciez faptul că au fost bani europeni, eu apreciez un proiect făcut pe bani europeni. Bă, dar fără, mă, ce te costă, mă, să-l faci? Dacă tot ai tras banii, da, pe asta spun tot, dar nu te că suntem singuri, tot da, spunem. Sau bă, au fost păcăriți, bă, poate, tot, de ăla, sau... nu știu, probabil, au avut consultanțe pe culturi, cred că au avut, nu știu. Ce, păi spune-ne puțin și de, pe așa, scurt, așa, de perioada ta de observator. Tu, practic, ești... observatorul UEFA, nu? Da. Și de la, de la FIFA ești... Amândouă, practic. Numai că au... practic face același lucru, dar sunt două termene diferite folosite. UEFA folosește delegate, delegat, cum și federația a schimbat acum delegat. FIFA folosește comisar. Dar practic e același lucru. Numai că la FIFA răspuns de competițiile care sunt organizate la nivel mondial. În speță, calificările pentru campionatul mondial care se întâmplă până la urmă tot în Europa, iar la UEFA calificările la campionatul european. E o poziție foarte onorantă, puține lume își dă seama. Eu te fericit, practic, deci, e tot timpul... Foarte onorantă. Deci nu și imaginează lumea ce bătaie și în străinătate, că vorbeam cu un coleg din Belgia, foarte bine pregătit, un mentor. Deci îmi spuneau că, nu știu acum cum o fi în federație, dar știu că sunt sute de oameni care și-ar dori și încearcă să intre în această lume. În această lume în care nu reziști dacă nu ești pregătit. E clar, noi, deci eu văd că anul ăsta ești, eu cred că ești super pregătit de cei, pentru că ai avut niște meciuri chiar, am avut te-am meciuri urmărit foarte așa frumoase, și din, foarte din... frumoase, multe, grele, toate cu rapoarte ționare, curme mai puțin ultimul meci, în care, chiar dacă a fost sold out, chiar a fost un meci mai liniștit, dacă pot spune așa, că mereu sunt, e clar că sunt inevitabile unele probleme. E meserie foarte grea, adică până la urmă și până și soția mi-am convins-o că m-a întrebat, nu știu, te duci acolo și cum e orașul. Mamă, tu înțelegi că nu am timp să văd orașul. Când am ajuns în orașul ăla, primul lucru mă duc la stadion să verific. Poate am ședință de securitate pentru a doua zi, îmi pregătesc ședința tehnică de a doua zi, când deja încep să vină suporteri, dacă nu au venit cu o seară înainte, du-te la punctele de întâlnire, cum... Pentru că partea de securitate tot timpul e sensibilă, nu te joci cu partea de securitate, vorbim de viața omenești la finalul zilei. Corect. Inclusiv partea sportivă. Gândește ce valoare are un jucător de la care mă duc să-l observ. Poate păi are avut acum Lewandowski. Da, are bugetul mai mare decât întregii ligi întâi, nu? Deci, oamenii aia, Lewandowski nu trebuie să calce strâmb sau un vestiar să nu fie ceva în regulă sau autocarul să aibă o problemă sau... E o muncă foarte grea, e o muncă titanică, nu sunt sigur, am oameni foarte pregătiți de la UEFA, foarte pregătiți. Deci ca să ajungă... Deci n-ai cum să ridici dacă nu ești pregătit la UEFA. Nu fi modest, deci ești pregătit și, dar ești pregătit și tu, e clar asta. Da, bun, da, până la urmă și eu cumva reprezint UEFA. Practic, exact, ești practic acolo, deci, nu doar ei sunt pregătiți. Da. Spune-mi de tine că și tu ești pregătit, e clar, tu știu da, că ești modest, vrei să... Rezista, nu, e, e clar, clar că nici eu n-aș rezista dacă n-aș... face lucruri cum ar trebui făcute, e clar asta. Iar eu știu sigur, tu faci asta cu mare plăcere, o faci. Eu fac, o fac, e o mare plăcere pentru că am rămas cumva lumea sportul, cunoști, cum să zic, vezi stadioane foarte frumoase. Practic, tu reprezinți practic și România acolo prin da, funcția, e clar. E clar. La ședința tehnică, delegat UEFA în România, chiar dacă reprezint UEFA, eu sunt... Mă înșel dacă îți spun că tu ai luat meciurile cele mai importante anul acesta, sau mă înșel, sau... Am avut... Bun, când spun meciuri importante, culmea, din punctul meu de vedere, e puțin diferit de punctul sportiv. E high risk profile, se referă la gradul de securitate. Deci când ai, cam asta le-am avut, cam toate au fost cu high risk profile, în sensul că, nu știu, mulți suporteri oaspeți care au, nu știu, în spate anumite antecedente, astea sunt înseamnă meciul important. Că s-ar putea să nu vezi, nu știu, habar n-am, nu știu, dăm Argentina, Brazilia, o final de campionat, să nu fie high risk profile, deoarece suporterii sunt foarte cuminți, nu au rivalități, nu au, și s-ar putea să fie un meci, nu știu, Lituania, Ungaria, care l-am avut, bine, nu am fost, că
L-ai trecut cu briu și care și avea și el gradul lui. Cam așa sunt privite lucrurile aici. Dar da, sunt bucuros. Am avut pentru prima dată grupele Champions League și probabil cea mai frumoasă amintire ce am trăit la Celtic. Deci... E Celtic cu Atletico, nu? Da. Celtic cu Atletico. Acolo e... Practic... Acolo s-a născut fotbalul în Marea Britanie, mă rog, la nivelul Regatului Unit. E ceva de vis, cum poate să cânte oamenii aia. Dar uite, lasă-mă puțin, că n-aș vrea că, ca să încheiem emisiunea, nu știu cât mai avem, înainte de a vorbi puțin de situația actuală cu Ultra și de la Iași. Știu că ești tu parte, mă rog, sunteți mai multe facțiuni, nu vă știu chiar pe tot. Eu, cum pe cei actuali, e clar că pe ei sunt ok, la sufletul meu, și da, băieții veseli, și Ultra sus. Exact, vreau să transmit. Băieții inimoși și sufletiști chiar. Vreau să transmit un mesaj și oamenilor de bine și oamenilor care sunt influențați, pentru că sunt și oameni influențați. Dar le transmit tuturor. Bă, nu vă mai luați de Ultraș, pentru că chiar nu înțelegeți ce înseamnă Ultraș. Și am aici și prieteni de-ai mei. Cunosc și jurnaliști care mi-s dragi și apreciez. Bă, dacă voi nu înțelegeți fenomenul Ultraș, nu vă mai luați de Ultraș. Pentru că, da, tu poți să iubești sportul, nu, poți să iubești echipa Iașului, să-ți cumperi toate tricourile. Să știi toți jucătorii, nu știu, să știi Silviu Lungă ce mănâncă dimineața, să știi... Tot nu poți fi, să vii la meciurile de pe teren propriu, să cânți la meciurile, tot nu poți fi socotit un ultras. Pentru că dacă nu ești în fenomen și nu înțelegi ce înseamnă un ultras care îți merge în deplasare pe ploaie, pe vânt, când tu stai poate la televizor, dacă tu nu înțelegi un ultras, când tu poate... Hai să zic că îl înjuri, că se mai întâmplă, eu suntem la teatru, ce să ne ascundem? Înjuri că a greșit o pasă. Băi, să vezi că ultrasul la final, după ce a pierdut meciul, vine și te aplaudă, și l-aplaudă pe jucător. Deci ultrasul sunt cumva, nu știu, și tu mă înțelegi că ești purifan. Dacă știu că nu mai vii recent. Deci vă rog eu frumos, nu vă mai luați de ultras că nu vin în copou. Ok, vreți să faceți voi altceva? Nu știu ce poate să fie altceva cu bilete care luați gratis. Asta deja pentru mine un mare semn de întrebare. Faceți oriunde în stadion. De ce trebuie să vă duceți procul? Ce mizerie asta? Bă, nu vă luați de ultras pentru că Politehnica a promovat cu acești ultras. Și câțiva minunați pe la tribuna B, care au susținere condiționat. Tot timpul. Un Daniel Leonida, fără Crămiera Verde, și care au susținut necondiționat. Și mai am vreo doi care... Sunt destui care au fost acolo. Chiar pe tine te pun cătă? Și... Păi eu nu mai merg, eu ți-am spus și m-am jurat că nu mai merg. Eu nu mai merg până nu recuperează palmarisul, până nu se face puțină lumină. Vezi că eu am adus de fanioane de-a lungul timpului, așa, deci nu, și nu vorbesc pe pereți, nu vorbesc. Sunt lucruri care au fost la Iași aici. Iar tu, ca club actual, din momentul în care ai punit la o treabă în 2010, când te-ai înființat și ai dat drumul la treabă și ai promis lucrul ăsta și sunt lucruri, sunt fel de pliante pe care rămân negru pe alb scris acolo că te vei ocupa special să recuperezi palmaresul fostului club, să te implici și mai ales și conducătorii orașelor de la vremea respectivă și-au dorit lucrul ăsta și au pus accent pe lucrul ăsta ca suporterii să revină înapoi, pentru că și la ora actuală sunt mulți suporteri care nu mai vin în copou, eu mă număr printre ei, pentru că nu mai e Politehnica aia mea. Bă, că toți spun, bă, ce mare palmaresul, bă, e un palmares. Un palmares al meu, nu au câștigat copii, singurul titlu luat de voi în 93 atunci, dar pentru mine e Politehnica, eu cu ei am crescut, de la 8 ani, 7, 8 ani cât aveam când am intrat în stadion, eu cu echipa asta am crescut, cu ea, cu constructorii așa, dar pe ea am iubit-o, aici am rămas. Iar tu, voi veniți și vă schimbați exact ce ai spus tu și vă schimbați mereu, iar eu trebuie să accept lucrul ăsta, iar nu mai vreau lucrul ăsta, nu mai vreau. Păi de asta, mulțumesc, uite, chiar mă ajuți în mesajul meu final, legat de Ultras. Respectați-l decizia. Dacă voi nu înțelegeți revolta lor, bă, respectați-l măcar. Pentru că anul trecut Iașu a promovat cu galeria în spate. Și a fost una și... Eu vorbesc cu colegi prin țară, îți dai seama că link-urile care le am și prieteniile și relațiile, până la urmă, și profesionale. Cea mai frumoasă galerie a fost a Iașului. Dacă voi nu înțelegeți că e o problemă aici, lăsați așa. Și eu aș simplifica doar așa, ar zice. Asta înseamnă, cei care nu înțelegeți, că hai în fiecare an să nu mai numim Politehnica, să numim echipa primăriei. Vine alt primar, schimbă logo-ul, pune un dinozaur. Echipa primăriei.
Deci voi nu aveți, dacă nu înțelegeți, lăsați, dar încurajați echipa voi. Pentru că îți spun, sunt și la tribuna aveți suporteri admirabili. Dar am zis lucrul ăsta, toți. Sunt, dar cei, pentru că sunt și oameni puși să facă pe supărații, dar sunt oameni care chiar nu înțeleg. Și eu mă adresez la cei care chiar nu înțeleg, pentru că cei care sunt puși, mă rog, aia chiar nici nu contează din punct de vedere, aia au o directivă și o urmează. Dar cei care chiar nu înțeleg, bă, respectați, lăsați, susțineți voi cum puteți. Vreți să vă faceți o galerie, chiar așa cu bilete gratuite, nu știu ce-o fi în spate. Bă, făceți-vă, cântați frumos, dar nu aveți un stadion întreg? Asta am zis. Poți și la tribuna B să cânti. Trebuie să duci pe locul lor. Nu, mă, în contextul în care băieții așa plătesc abonamente acolo. Așa cum sunt băieții ăia și-au plătit abonamente, acolo e locul lor, tot timpul am spus, n-au ce căuta acolo. Lăsați, vreți să vă alăturați, alăturați-vă protestului lor dacă vreți, vreți să cântați, sunt atâtea locuri în stadionul disponibile, unde puteți să luați loc și să cântați în liniște și în pace, deci nu e nicio problemă. Adică cum zic, chiar o decență a ultrașilor, eu știu ce s-a întâmplat la Ploiești, când s-au dus să dea foc la primărie și la... Chiar sunt decenți, oamenii s-au boicotat. Sunt super ok, băieți, super ok. Au boicotat. Faceți-vă o altă, că n-are nimic și chiar e bine. Nici nu mă simt bine, crede-mă, că știi că acum stau la peluză, că acolo m-am zis, stau la peluză, nu-i problem. Numai mi-e la anul viitor să nu mă mai las să-mi cumpăr nici abonament la peluză. Că na, poate n-a la nivelul ăsta. Da. Puteai, tot mi-a ridicat acum la anul viitor. Ești mai nou membru în cadrul unui partid. În cadrul AUR, ca să nu tot ne ferim și noi. În cadrul AUR ești... Da, nu, nu, știu, pentru că tocmai de asta spun, pentru că ești un om asumat. Ce-ți dorești, practic, prin intrarea ta în politică, așa? Cum vezi AUR-ul la ora actuală? Ce vezi acolo din interior? Ce-și dorește, pentru că vorbim ca pe temă sportivă, ce-și dorește AUR-ul pe plan sportiv, cam ce proiecte sunt acolo și ce-și dorești tu, practic, pentru Iași, practic, pentru Iași, pentru că sunt fer convins că te vei lupta în echipa AUR pentru Iași. Da, și pentru Iași și pentru România. Bun. Să repet puțin, eu am mai ieșit cu mesajul ăsta public. Eu sunt naționalist, sunt nu extremist, nu putinist, nu știu ce au mai zis ei. Deci sunt sătul să mai dau explicații, crede-mă. Deci, efectiv, nu mai îmi bat cap. Cine ar din țară să înțelege? Cine această nu, manipulare crasă, deci o manipulare, cum am trăit eu și eu, ca de asta, adică eu nu trec prin asta, când se manipula și spune de sume, de jucători, de contracte, de impresari, niște minciuni ordinare. Deci, retrăiesc același lucru, încât sunt cumva, am pielea tăbăcită. Sunt un naționalist în sensul pozitiv. De ce? Când mergi cu naționala, când ești observator și tot timpul spune Ciprian Paraschiv delegate from Romania, naționala, îți cântă imnul la toate, feminin, futsal, under 19, under 17, echipa mare, under 21. Și crede-mă că eu vibrez la imn, deci eu știu toate versurile la imn. Deci eu știu toate versurile la imn. Normal că m-am simțit atașat de acest partid în condițiile în care sunt dezamăgit de celelalte partide, că au trecut 35 de ani. Am fost și o perioadă scurtă și n-am avut o funcție politică efectivă, n-am avut o funcție. Tu n-ai avut practic o funcție politică, dar am fost în PD, am fost înscris în Partidul Democrat înainte de a veni PDL, acum 100 de ani, fără să fiu efectiv implicat politic, după care m-am mutat, mă rog, pe partea tehnocrată. Mă refer aici la federație, când m-au rupt total, sau la direcție, nici nu mai știu. Am fost foarte scurt, dar mi-am dat seama că oamenii ăștia pur și simplu ne-au păcălit în perioada asta. Eu sunt o fire mai revoluționară. Familia nu agrează mâncarea mea, deci ți-o zic sincer. Deci familia nu, nici copii, nici soția, nici știu, cred că tatăl, că, mă rog, li se pare ceva agresiv, da, dar dacă noi nu luăm poziție. Păi am oameni care îmi zic, băi, Ciprian, te-am respectat, ai intrat în politică, nu mai ești o mizerie. Eu îți văd din comentarii. Ești, da, ești, ai fost capitanul nostru, nu mai ești o mizerie. Și bun, mă, ce vreți? Să-i lăsăm pe ei să-și facă de la 7 case, 20 de case, 30 de vile, 180 de bășdoci? Dacă noi nu ne implicăm, sincer, nu vă place Partidul AUR? Hai să vedem ce poate să facă Partidul AUR, pentru că eu vă zic ce oameni sunt în Partidul AUR. Sau George, deci, bă, eu sunt atașat pe George și de ce? Deci, diplomația lui George, care poate a fost și prin peluză, nu? Dacă nu, mi-aduc. Cu siguranță. Crede-mă că nu o dau pe diplomația milionarilor care, nu știu, se delaționează pentru 2 lei. Pentru că chiar pe luza aia te educă să fii, nu știu, tu știi foarte eu bine, eu știu nu? Foarte bine lucrul ăsta. Ne jurăm, poate e și mai rău de atât.
Bă, dar eu n-am auzit să plângă, nu știu, să fac o plângere eu ție sau tu mie sau... A doua zi, bă, am greșit, frate, sau ai greșit tu. Deci există acea băieție, acel spirit de om corect și de să nu joci la șapte capete. De asta mi-e atât de drag George Simion. Pentru că de tânăr a bătut talpă pentru unionism, pentru unirea Basarabiei cu România. E clar, el a avut în campania Basarabia Pământ Românesc, da. La Pornita Românesc, puțin romii știi. Da, și sunt foarte mulți deșeni implicați în acel proiect. Corect. Suntem la 12 km de sculeni. Normal să avem o afinitate pentru Moldova. Eu am o afinitate. Păi uite, să-ți spun ceva, deci zilele astea, deci că da, nu știu dacă să o zic, dar o zic. Am vorbit cu președintele Federației din Moldova, inclusiv la meciul echipei naționale m-am întâlnit și ne-am pupat, că mi-s dragi, și el și Dragoș Câncu și secretarul general, nu știu, văd ca pe frați. A, apropo, ați fost la Zembru, Chișinău, când am fost observator la Zembru, cu Fenerbahce. Practic, noi de la ea suntem înfrățiți cu cei de la Zembru. Ce frumoasă galerie ați făcut acolo și, cum să zic, bun, și băieții de acolo au venit la Iași, ne-au ajutat de multe ori aici și am pierdut, Doamne iartă-mă, deci nu. Chiar să spunem și o chestie mai amuzantă, că poate am fost prea dramatic în această emisiune. Au venit cei de la security, nu se întâmplă niciodată așa ceva, ca un delegat să vină în zona ultras, adică stai undeva la distanță, că te aștept să-ți mai arunce cu un pahar, să... Na, lumea, eforul care conduce, care interzice și normal să aibă, în special ultra, și probleme cu... Și se mirau și ziceau, nu, îi lăsa, stați liniștit. Ce, la security sau? Stați liniștit. Te-ai apropiat, e clar asta. Și v-am recunoscut pe voi pe ultra și chiar mi-a făcut o plăcere să vă salut și a fost frumos, foarte frumos. E chestie umană, prima dată, da, cum să-ți întoarcem spatele sau să nu, chiar e... Da, și acum revin la George, deci când ai un om care, bă, n-ai ce să zici, n-a făcut, nu știu, n-a furat o scobitoare, când alții vezi și tu că... Nu le mai ajunge, că stau și eu și mă gândesc, la ce trebuie atâtea case, mănânci cu șapte guri, stai în șapte de somn pe cuvântul meu, dacă mi-e milă de oamenii ăștia care nu se mai satură. Bă, mi-e milă. Sunt încercată, mi-e milă de oamenii ăștia care nu se mai satură, care nu se gândesc, pentru că eu vreau copiii mei, uite, mă uit la studenții mei, mă mă dracu, studenții mei visează să plece în străinătate. Bă, e în regulă, Cătălin. Nu e în regulă, nu e în regulă. Când avem o țară așa frumoasă, nu, am zis de mult, ar trebui să stăm cu toții aici să muncim și să creștem țara asta. Mă duc așa la Alba Iulia acum, deci nu știu cât au văzut cetatea Alba Iulia, cât e superb, abia aștept să mă duc să o revăd. Deci avem atâtea locuri frumoase și... A, vrei să mergi acum pe 1 decembrie, vrei să... Exact, exact. Da, e ok, nu, e un eveniment fain acolo. Da, și mă gândesc, copiii nu știu, vor să plece afară și atunci, pentru că... cum să zic, toată viața, inclusiv aici. Deci când a fost să stau drept, am stat drept. Eu sunt un om principial. Înțeleg unele lucruri, sunt și diplomat. Înțeleg că poate trebuie să mergi într-o direcție finoasă. Înțeleg și lucrul ăsta, că nu, că, bă, dar nu mergi în zigzag. Deci în momentul ăla, deci nu, eu niciodată n-am să fiu un om politic, să zic sincer, n-am să fiu niciodată un om politic veritabil, dar am să fac o politică cum au mai făcut-o alții, poate, mă rog, la nivelul meu, evident, nu mă compar, nu știu, poate un Brăteanu, poate un... că a fost de dreapta, un Churchill, că mi-a plăcut foarte mult. Am niște modele așa în viață, care... Uite, Regina Maria a făcut politică. Ea... Da. Funcția care o avea, practic. Care, păi ce negocieri a dus? Și ea, ea practic, a dus negocierile. Exact. Corect. Adică, chiar să fiu genul ăsta, uite, și îți mai dau un exemplu. Chiar vreau să-l dau un exemplu concret pentru Iași. Un exemplu concret pentru Iași. Eu nu zic că la USR toți sticăloși, la PNL toți sticăloși, la PSD toți sticăloși și la URSS toți oameni faini. Nu, deci eu îți spun că și la USR... Ai greșit dacă ai spune așa. Și la PSD, și la PNL. Problema care este? Că între 10 mere bune nu e un măr străcat la ei, pentru că au demonstrat 35 de ani. Între 9 mere stricate e un măr bun. Și știm cum ajunge mărul ăla bun. Și ca să dau un exemplu concret, am văzut inițiativa lui Bogdan Cruceanu, care este membru PSD, nu? Corect. Nu greșesc. Da, bă, Bogdan, sincer, da. Eu apreciez. Dacă Consiliul Local ar da bani pentru recuperarea palmaresului și asiclui, bă, chiar o apreciez, că oamenii ar trebui să înțeleagă că echipa, la ce bani se bagă în lotul actual, jucători buni, valoroși, le apreciez și pe Cornel, și antrenor bun. Echipa se află atât de jos în clasament pentru că asta e echipă de play-off. Sincer, e echipă de play-off. Asta trebuie să fie obiectivul. Deci altfel ar fi, nu știu cum, o decepție. Tocmai pentru că le se suporteri. Și uite, mie se pare o inițiativă bună dacă
Consiliul local va decide să dea cei bani pentru... Da, n-aș vrea să, eu unul ca și suporte, n-aș vrea să, și cred că nu numai eu, n-aș vrea să rămână la stadiul de, doar de promisiuni și de așa ca o... Apare într-un moment când tu mai ai practic un an de zile înaintea campaniei electorale, n-aș vrea să rămână la stadiul ăsta. Da, inițiativa este foarte bună, e foarte ok. Bogdan puțin știu, vine și de prin peluză și el, practic, a fost cochetat cu... Nu la... Ca și timpul cum sunt eu sau sunt băieții din peluză acolo care au ceva anișori în spate în peluză acolo și cam știu cu ce se mănâncă peluza și da, n-aș vrea să rămână la stadiu doar de inițiativă. Da, nu, eu spuneam ca idee, dar ca să arăt că sunt un om decent, adică da, chiar corect, să revin corect. La aur. Băi, de George Simeon are șansa vieții, aurul are șansa vieții acum pentru a salva România. Băi, să vină un patriot, e un lucru rău. De ce voi vedeți patriotul? Bă, deci eu unul nu-l văd. Deci un lucru extraordinar să fii patriot, să ții cu țara ta și lumea trebuie... extremist. Da, dar la noi se creează confuzia asta. Când spui naționalist, deja ești extremist. La fel, spui patriot, tot în aceeași categorie te bagă tot. Extremism, șovin, te bagă toate pe gând. Nici de cum. Și chiar rămâne starea discuții. Deci, eu garantez, la momentul ăsta, eu nu știu ce va fi cu mine. Chiar nu știu. Drumul meu politic poate să mă opri după alegerile anului viitor. Habar n-am. Dar cred în tot sufletul. Cred în George Simeon, cred în aur. Și mai știu un lucru, că George Simeon nu va pune niciunul. Deci și asta mă întâlnește, știe că e șansa vieții lui. E tânăr, cum era Burleanu. Cum să zic, eu am un deja vu așa, văd un om cu capacități foarte bune. Deci îl văd acum replicat într-o luptă mult mai grea. Dacă PSD cu PNL au vrut să unească împotriva, au o luptă mult mai grea. Dar care, nu știu, are un rol. Și nu sunt genul să pup în funcție. Până la urmă, eu am meseria mea, nimeni nu mea, am o iefamă, deci... Corect. Are chiar un rol mesianic, aș putea zice. Bă, dacă iese treaba asta, deci eu îți spun că deci George Simeon nu va pune un om nepregătit într-un loc în care nu trebuie. Deci va alege să-și pună un tehnocrat, crede-mă, va alege să-și pună un tehnocrat dacă aurul nu are un om pregătit. Nu știu, la vopsit biluțe verzi, dacă eu la Iași, noi la Iași nu vom avea un om care se pricepe să vopsească biluțele alea așa verde frumos, eu îți spun că va lua din societatea civilă un om. Pentru că omul ăla simte de mic copil a luptat. Băi, din tinerețe, să lupți la 17 ani, să fie atât de curajos. Și noi știm la ce ne referim la curajos, că nu era simplu să te duce în Moldova. El la episoadele lui acolo, exact, în Moldova rusificată, nu e de greu, da, ok, e simplu. Așa este. Păi, nu știu, ca ultra să mergi cu național atât de mult, de mic copil. Pe care pregătirea, deci eu nu l-am văzut să fac o greșeală de vorbire, sincer, nu, mai degrabă fac eu că vorbesc rapid și eu zic că știu limba română, tot timpul m-am preocupat și îmi place și vreau să fiu pus la punct. N-am nicio afacere cu statul, până n-am avut nicio afacere. Și aurul sunt proști, aurul sunt, vin hoții ăștia, care hoții ăștia? N-au avut șansa asta, restul au avut-o 35 ani. Bă, hai mă să le dăm șansa asta. Eu am spus-o mereu, băi, sunt niște oameni pe care nu au participat la guvernare, nu au fost acolo. Hai să le dăm șansa asta. Acum rămâne doar de cei care ne privesc, cei care vor merge la vot, dacă or să dea sau nu. E clar că urmează o campanie electorală destul de strânsă, așa. Probabil că aveți un proiect acolo în cadrul partidului, vei fi aruncat, e clar, fără doar și poate, într-o luptă, acum nu știu. Eu unul practic zic de primărie, tu nu știu dacă îți dorești primărie, poate vrei la parlamentare sau poate îți dorești altceva. No, tu știi, eu mai... sincer la momentul ăsta chiar doresc aurul să ajungă la guvernare. Pentru că nu mă ajută doar un vot, două, deci aurul trebuie să fie la guvernare, probabil într-o alianță, nu știu dacă va face o alianță sau nu. Idealul ar fi ca România să fie salvată, ca aurul să aibă peste 50%. Și o să zici, bă, omul ăsta e nebun, fură curent, ne uităm și noi la sondaje. Proiecte de sport au acolo, eu să vorbesc din prisma și emisiuni și... Chiar săptămâna trecută am fost și vă zic ce persoane au fost implicate acolo, bine, au fost foarte mult, dar dau doar două nume. Celebrul sensei Marinescu, care știm și noi, mă rog, Steaua, practic, da, vorbim de perioada fotbal, dar el e președintele Federației de Arte Marțiale. Bine, eu cunosc eu, practic. Care e Monica Iagăr, care e atât de... E și candidată la europarlamentar. Da, am observat, Monica, da. Se lucrează pe un program de guvernare, s-a făcut deja un draft. Dar, repet, dacă aurul nu ajunge la guvernare, poate România pierde o șansă istorică de a însănătoși. Știi de ce cătă? Pentru că elvețienii își vor trimite naționaliști și naționaliști luptă, frate, pentru țara lor. Polonia își va trimite, au câștigat naționaliști, bun, au majoritatea. Dar eu sunt convins că la... Dar sunt țări care au câștigat... Da, la europarlamentare tot îi vor câștiga.
ca și numărul, și vom avea un Parlament European numai de naționaliști, și noi dacă trimitem iar parlamentari de ăștia gen Severin, care l-au prins furând, sau unul care e fericit că calcă pe un covorul și n-a mai călcat în viața lui și îl salută, nu știu ce portar, și deja se aruncă la pământ de fericire, noi tot vom pierde. Deci, cum se luptă naționaliștii pentru țara lor, asta e o realitate. Patrioții, eu tot timpul când pun termenul naționalist, merg în sensul pozitiv, deci nu vorbesc de sălbatici, de extremism, nu, nu. Și atunci, voi vă dați seama ce risc avem dacă noi nu mergem pe dreapta patriotă ca să-i trimitem Parlamentul European ca să aibă grijă de țara noastră. Noi nu înțelegem că au trecut 35 de ani și noi nu avem Moldova autostradă, un kilometru de autostradă, noi nu vedem. Nu vedem când, nu știu, să ne rolăm și la guvernarea locală nu s-a făcut. Nu avem o infrastructură sportivă, eu vorbesc pe ce mă doare, ce, nu avem infrastructură sportivă. N-am un pod, n-am un pasaj, n-am, frate, când construiești așa haotic, fără un planul în genă, PUG, căutam acronimul, fără un PUG, fără, uite la nivel de, deci Iașul la nivel macro și de municipiu și județ, suntem la pământ, suntem Iașul este capturat și am să repet și am să repet și am să repet, este capturat, pentru că vine scadența când tu construiești haotic ca nebunul. Uite ce se întâmplă în trafic și încă n-a venit iarna. Când tu nu ai un studiu de trafic și la blocul ăla dintr-o mansardă tu faci nu dintr-o mansardă, dintr-o debarat tu faci o sufragerie și din o sufragerie tu faci un apartament și mai construiești 3 etaje peste, uite ce se întâmplă. Când n-ai locuri de parcare, când tu, dar repede, ai un studiu de trafic, du-te la Londra. Deci la Londra nu te lasă construiești pentru că ai un studiu de trafic, câte mașini poate să intre, astfel încât să nu se blocheze circulația. Și scadența va veni. Va veni la aici. Ești deci, convins de lucrul ăsta? Sunt convins, dar uite puțin ce, de ce zic. Tu la porcul ăla care trebuie să-l tai, mă rog, am înțeles că au revenit, îi cereai un dosar mai mare decât programul ăsta, zilnic, în care tu să scrii că porcul, nu știu, a mâncat 2 grăunțează, porcul are temperatura atâta, ăsta era dosar cu șină, ca tu să poți, bă, țăranul român, pe ăla evazionistul, de cer tu, mă mut la alt proiect, ăla cu cardul, pe bune, acolo s-au dus banii, nu știu. Pe țăranul român, face evaziune, țăranul român, care bea la caiet și cap. Deci, tot, da, asta a fost în istoria României, tot țăranul român trebuie să sufere că... Deci, practic, aurul acum, așa, ca să încheiem, are, practic, și o viziune și pe sport. Are pe toate domeniile și credem că are specialiști. Eu sunt ferm convins că a intrat practic sau te-a atras și Aurul și partidul, și iar ei vis-a-vis de tine au și un proiect, cred că presupun, zic eu, nu știu, poate să nu fie așa, e clar că te-au racolat, să-i spun așa, dar nu e un termen, cred că urât spus, racolat, a intrat în partidul dumnealor acolo și pe o tentă sportivă, e clar asta, că da, pot da, face, da, pot schimba. În sport, e clar, pentru că automat și da. Prin Sensei Marinescu, care spui, care e da. În cadrul partidului, și prin Monica Iagăr, chiar asta cred că și urmăresc și pe partea sportivă să-și atragă oameni care eu, pot eu face. Eu nu ți-am spus faptul că eu mi-am dorit să intru în Aur. Crede-mă, deci nu m-am simțit trebuit. Dacă nu-ți doreai, nu intrai, e clar asta. Pentru că mie ce-mi place la un om, ți-o zic sincer. Orice om ar vorbi, orice om, îmi place să transmită emoții, pentru că atunci când transmite emoții, bă, omul ăla, bă, chiar simte ceea ce spune. Și pentru mine asta e George. E omul care, George Simion, mă refer, transmite emoții. Asta înseamnă că, bă, omul ăla, adică nu mă apuc și vorbesc ca robotă, dar o să plouă la 2 noaptea. Băi, George, dacă vine și spune, bă, o să plouă la 2 noapte, deci omul ăla simte că ploaia aia s-ar putea să-l ajute sau să-l încurci. Iar faptul, asta e un semn de sinceritate, un semn de, nu știu, ceea ce ne-a lipsit până acum în politică, deci politica noastră de Dâmbovița, de Bahlui, de cum vrei să o dăm, de Mureș, de... Deci asta ne-a lipsit. A lipsit, deci eu, cred în George, cred, deci nu-ți imaginez, pentru că nu avem așa om, ok, nu e un om perfect, e clar că nici eu nu sunt un om perfect. Am mai zis-o, nimeni nu poate fi în afară de Iisus om perfect. Bă, dar e un om bine intenționat, e un om care simte românești. Bă, dacă le da. Uite, am să zic, ce frumos cântă cele alea patriotice. Deci, mi-e place să cântă. Dar făcut nu știe el, deci nu, pentru mine nu spui o noutăți, nu știe el, e clar. Deci am mai auzit un om, nu știu, cântând, nu știu, treceți batalioane române, Carpați sau nu știu, hai să ne gândim, Basarabie frumoasă, să-l auzi pe George, bă, simt cum, deci,
place, simte, e patriot. Ori clar, că ori în sânge lucrurile. Eu zic că salvarea României numai de la patrioti poate vine. Asta e punctul meu de vedere. Ce puteți să spun? Eu îți urez succes. Îți doresc numai bine. Îți mulțumesc frumos că ai avut amabilitate să fii la noi în podcast. Dar nu scutat record. Cred că am bătut recordul. 2:16. Deci am bătut recordul. Nu a mai fost niciun invitat. 3 reprize a 45. Un meci de fotbal în 3 reprize. Cu siguranță vom împărți emisiunea, că nu putem să dăm, e prea lung. Cred că, nu știu, cred că o să o împărțim cumva, că anunțe pe acum pe cei care ne privesc. Ce pot, mulțumesc frumos că ai avut amabilitate să vii. Știu că vii pe un drum lung și, dar totuși ai avut plăcerea de a te opri și la, da, și la noi. Mare plăcere. Ai promis, te-ai ținut de cuvânt. Când ai spus, băi, nu poți să vin, nu ai venit, că nu ai venit, nu a fost nici timpul, nici momentul, dar acum s-au alineat planetele, cum ai zis tu, și ai reușit să vii. Îți doresc succes, numai bine. Și dacă vrei să spui ceva din încheiere, așa, către... Da, aș vrea să ne mai revedem cu bine undeva tot în perioada asta, anul viitor, și să vedem cum s-au mișcat lucrurile, poate mai devreme. De ce nu? Poate mai facem o misiune mai devreme. Dar zic așa... Să vedem cum se mișcă. Eu îți urez succes. Să vezi totuși gândurile mele, că nu sunt hazardate. Și în politică, că ești proaspăt intrat așa, îți urez succes acolo și să se îndeplinească toate visele pe care tu știu că sunt pozitive vis-a-vis de Iași și chiar de... A mie așa îmi place să închei. Dumnezeu să ocrotească România și pe români. Da, așa să fie. Îmi place să închei. Doamne ajută, dragilor, cam atât a fost pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine.